Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7,90 de bani, înțeleg că a ajuns un litru de benzină premium în București. Premium. Cum? Vorbim de benzina aia bună, pe care nu știu o pune absolut oricine. Pe care nu pune nimeni. Da. Benzină de 95 sub 7 lei, din ce în ce mai greu de găsit. O să vedeți asta și din mesaje. Comparativ cu luna trecută, prețul mediu la unui litru de benzină s-a majorat cu 8,1%. Un rezervor de 50 de litri costă acum cu 26 de lei mai mult decât în luna anterioară, conform pecoonline.ro. Vezi, cine pune 50 de litri? Normal nu o simți. Vlad, la tine cum stau lucrurile? Ai verificat pe aplicația monitorul prețurilor câte benzină în jurul tău sau? Deci vă reamintesc că există aplicația monitorul prețurilor pe care puteți să o deschideți și unde puteți să verificați prețul carburanților sau prețul diferitelor produse alimentare, dar pe o rază de 5 km față de poziția în care te afli. Uh-huh. Există și site, monitorulprețurilor.info. Site-ul e foarte detaliat, adică sunt o mulțime de date acolo, dar merge pentru benzinării cel puțin dacă te afli într-o zonă cu multe benzinării. Adică dacă ești aici în mediul rural, în mediul rural nu avea, adică nu e nicio benzinărie mai aproape de 5 km. Dacă ești pe zero cu benzina, o deschizi și sper să găsești ceva pe o rază de 5 km. Dacă nu, mai mergi 5 km și vezi ce se... Și te oprești, da. Practic nu se întâmplă nimic. Să știi că avem vești bune din Thailanda. Albertino ne-a scris că e benzina sub 5 lei. 35 și 99, cum se cheamă aia? Bahtu. Așa, Baht. E 4,86 litru de benzină la socotit el. Dar vești mai bune vin de la Paul, care a luat de la Miami azi. Deci nu știi ce zic, e proaspătă informația, cu $3,29 galonul. Un galon are 3,78 litri, astfel încât a făcut tot el socoteala, că e ceva sub un dolar litrul. Și ne întreabă este cât mai e dolarul american la voi. Hai să vedem printre mesaje ce se întâmplă. Salut băieți, Dan de la Cluj, la Mănășturi. În Cluj-Napoca, în cartier, aseară era 6,88, 6,89. Hop, terere. Da, se grăbește către 7. La Constanța vă deranjează taximetristul de serviciu Marius, mă numesc. Apropo de prețul benzinei, la OMV 7 lei și 5 bani, benzina de 95, la Pecomol 7 lei și 2 bani. Pecomol? Nimic indiferent. Cred că o să trec la mașina gen Fred Flintstone cu pedale. Mai bine să fac altceva. La GPL-ul. Da, Vlad o să consume zero, practic, zilele astea, deci din punctul ăsta de vedere, măcar s-a spus. Scrieți nici de GPL. Câte GPL-ul nu ne pricepe. Totuși la noi, cred că sunt suficient de mulți șoferi cu GPL. În Cluj, la aeroport, e 6,90 lei la Petrom. Ia uzi, e bine acolo. Salutare, băieți, Dinu sunt aici, e jale cu benzina. A ajuns peste 2 euro. Nu mai găsesc sub 2 euro nicăieri. O zi bună să avem! Păi du-te în Elveția, că uite, în Elveția e 1,8 franci, în Belgia avem la 1,65, în Germania 1,65-1,70, deci ai variante, că de acolo ajungi repede, doar te-ai dus, alimentezi și gata. Zice cineva. Salut băieți, am un băiat aici în Constanța care dă cu 4,50 litru. Dacă vă interesează, vă fac legătura. Deci în Constanța benzina a ajuns la 4,50 lei. Ne scrie Călin din Baia Mare. Ați râs de Dacia Spring. Eu merg cu sub 15 lei la 100 de kilometri. Încarc acasă. Bravo, tată. Da, dar trebuie și un Spring. Dar noi să știi că n-am râs de ea. Noi cu numele mai facem haz, dar în rest e în ordine mașina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.